Mulțumim Domnului care ne îngăduie timp să-i slujim în pace și liniște, dar în același timp ne rugăm să-i putem sluji în sfințenie și neprihănire, așa cum este scris în Evanghelia după Luca, în cuvintele profetice ale lui Zaharia. Și totodată, cu referire la vremea aceea și familia lui și la slujba lui Ioan Botezătorul, părinții și copiii să fie împreună într-o relație binecuvântată. Astăzi, la tematica părinții creștini, lecția a treia, educația în primii ani de viață. O relație bună între părinți și copii trebuie să pornească de la început. Astfel, un concept corect despre naștere favorizează o educație primară cu afecțiune și răbdare. Un copil așteptat cu drag și socotit o binecuvântare poate fi preluat de părinți pentru a fi educat în mod corespunzător. Educația încă din primii ani este slujba iubirii responsabile. Cei 7 ani de acasă, cum se spune la români, sau cei câțiva ani de acasă, pentru că în unele societăți sau culturi se pleacă la școală înainte de 7 ani. Aici aș aminti cele scrise în Tit, capitolul 2, versetele 3 la 5, unde generația matură, cei în vârstă, trebuie să învețe familiile tinere care au copilași, cum să se raporteze la ei. Apostolul scria, spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Deci, mamele tinere să privească această perioadă și copilașii cu toată pasiunea. Să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Oricum, primii ani de viață sunt perioada în care copilul este cel mai mult timp împreună cu părinții și cel mai atașat în mod natural de ei. Până copilașul este mic, necesită să fie ținut frecvent în brațe, dacă e luat de lângă părinți, plânge, se ține de fusta mamei și de mâna tatălui cât poate mai mult. Și această perioadă trebuie trăit în mod corespunzător. Părinții care își duc copiii la creșă, putem spune că merită să fie duși la azil. Pentru că este perioada în care copiii au cea mai mare nevoie de părinți. După cum și la bătrânețe, când sunt în incapacitatea fizică, părinții au cea mai mare nevoie de copii, să fie îngrijiți și ei la rândul lor. Cred că datorită acestor relații ce trebuie înțelese, zicea profetul Isaia din partea Domnului în capitolul 45 cu 10, vai de cine zice tatălui său, pentru ce m-ai născut? Și mamei sale, pentru ce m-ai făcut? Deci este o greșeală fundamentală ca cele două generații să nu își înțeleagă menirea. Știți că între poruncile fundamentale ale Vechiului și Noului Testament, ba chiar cea din tâi, are de-a face cu relația dintre părinți și copii. În perioada aceasta e mare nevoie să ne ocupăm de ei, așa cum scrie în Proverbe capitolul 4, poate amintindu-și înțeleptul când zice în versetele 1 la 4, ascultați fiilor învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiu ginga și singur la mama mea, el mă învăța atunci și-mi zicea. Deci, iată un copil preluat din cea mai propice și cea mai naturală perioada vieții pentru a fi educat. Dacă ar fi să analizăm textul acesta, considerând că este vorba de Solomon, gândindu-ne că el a avut câțiva frați, înseamnă că înainte de a se naște ceilalți, asta înseamnă la o perioadă de sub un an, sub 2 ani,
Părinții deja au văzut necesitatea de a se ocupa de el. Și înțelepțul dă sfat și altor părinți să-și preia copiii încă din această fragedă vârstă. Vom analiza prin harul Domnului împreună în această dupămasă, în prima parte, câteva principii fundamentale în educația primară și într-o a doua, câteva proceduri de formare, de modelare a copiilor mici. Evident că interesul major este pentru familiile care au copii de vârsta aceasta, dar de ce nu și pentru ceilalți, pentru a ne putea ajuta copiii la rândul nostru ca bunici sau pentru cei care încă nu s-au căsătorit, pentru a fi deprinși din familiile fraților, surorilor lor, în a-i ajuta, sau cel puțin teoretic pentru a-și forma o bază corectă în educația pentru primii ani de viață. Educația primară, deci ceea ce îi se spune copilului mai întâi, felul în care el este format, obișnuit, este esențială și determină caracterul copilului. Să nu uităm și de perioada prenatală, în special mamele, este foarte importantă, starea lor sufletească și cu atât mai mult spirituală din perioada sarcinii. O stare de stres, de agitație, de supărare se poate împregna în ființa copilului. Să ne amintim de cele două cazuri, soția lui Manoah și respectiv Elisabeta, Noul Testament, cărora din partea Domnului li s-a spus inclusiv și ce să consume în perioada când erau însărcinate. Astfel, Ioan Botezătorul s-a umplut cu Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Și când a apărut în viață, el a putut fi preluat, format de părinți și apoi de Dumnezeu, pentru că întâi vine cei firesc, se ocupă părinții de el și apoi Domnul cu nașterea de nou. Și așa cum se întrebau vecinii despre Ioan ce va fi cu copilul acela, s-a văzut că a fost ceva. Dar truda părinților a început încă înainte de nașterea lui. Este dovedit chiar din punct de vedere medical că o atitudine de respingere pentru un copil, o neacceptare a lui, este receptată. S-au făcut studii, din cât mi-am amintesc eu, undeva în Suedia, și unii copii nu puteau fi socializați și nu puteau să se dezvolte în mod natural, respingeau chiar pe mămicile lor, tocmai pe acest fond psihologic a faptului că nu i-au dorit și îi priveau doar ca pe o îndatorire de silă să-i alăpteze și să se ocupe de ei. Această atitudine au avut-o încă înainte de naștere. Ea s-a repercutat așadar în viața copilului și s-a perpetuat în atitudinea mamelor după ce copiii au venit în viață. Dar luând în calcul vremea primilor ani, deci după ce copilul se naște, în primul rând este foarte important să le imprimăm necesitatea ascultării de bine și feririi de rău. Noi ne naștem într-o lume în care părinții noștri, Adam și Eva, au consumat din fructul pomului binelui și răului. Și de atunci, ființa umană are în conștiință sădită de Dumnezeu noțiunea de bine și rău, dar aceasta trebuie formată. Copilul trebuie să fie învățat ce este bine și respectiv ce este rău. Să fie învățat binele și înclinat spre el. Să îi fie arătat răul în mod treptat pe măsură ce tangențiază cu el și să fie îndemnat să se ferească. Astfel se formează o conștiință curată și sănătoasă, o conștiință educată. O conștiință bună este un bun tovarăș de viață, căci conștiința vine cu tine peste tot. O conștiință rea, neformată, este un tovarăș periculos. Dacă un copil nu este învățat să știe ce-i bine și ce-i rău, aceasta este foarte grav. Pentru că și copilul are o perioadă, așa cum vă citesc din Isaia, capitolul 7, versetul 16, în care nu poate să deosebească. Dar înainte ca să știe copilul să lepe de rău și să aleagă binele. Dar cine e responsabil să-l ajute pe copil să aleagă binele și să lepe de rău? Părintele. De aceea,
Ne uitând ce a spus Dumnezeu lui Adam și ce s-a întâmplat după ce au consumat din acel pom, să citim și ce deschise în Deuteronom, capitolul 30. Pentru că cele două aspecte sunt fundamentale în viață. Deuteronom 30, versetele 15 la 20. Iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc a să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, să umbli pe căile Lui, să păzești poruncile, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeu tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Versetul 19, în mod special și 20. Iau azi cerul și pământul martor împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Iubim pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, că de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. În Noul Testament sunt reluate aceste aspecte, astfel citim în Romani, capitolul 2, de la versetul 14, și să nu uităm că și copiii noștri pot să fie surprinși de venirea Domnului în perioada copilăriei, sau unii din ei pot să moară. De aceea este foarte bine ca părinții să arate linia de demarcație între bine și rău, să nu fie confuzie în mintea copilului. Apostolul scria despre ceea ce a pus Dumnezeu în mod natural și cum se poate dezvolta. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii. Prin aceasta ei care n-au o lege sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Deci, sistemul este pus în mintea oricărui copil, dar trebuie format. De aceea zice tot în Roman 9:1, spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Și tot el amintește că slujea lui Dumnezeu cu un cuget curat din moș trămoș. Adică s-a silit în ceea ce a fost educat să respecte binele și respectiv să se lepede de rău. În al doilea rând, tot în perioada aceasta este important să fie înfrânt euul copilului. Adică să fie învățat să asculte. El trebuie să fie familiarizat cu cuvinte, cu noțiuni obligatorii. Da, nu, stai, du-te, vino. Exact cum spunea sutașul care avea robi ce l-ascultau și el la rândul lui se supunea cerinților, regulilor și ordinilor militare. E nevoie de reguli exacte și corecte. Copiii mici au pârghie, plânsul, alături cu alte manifestări și gesticulări, prin care vor să obțină drepturi legale. Și dacă părinții nu știu să îi pedepsească pentru un nu, când se impune un da, înainte ca ei să-și amintească, fac o greșeală. Un copil mare pedepsit este greu de educat și riscăm să-l atățăm la mânie. Un copil mic pedepsit nici nu mai ține minte când și cum a fost pedepsit, dar dacă este ajutat să asculte și să știe când trebuie să vină și când să plece, când să stea și când să meargă, atunci îi va fi foarte ușor. De aceea trebuie să înțelegem înțelesul a ceea ce e scris în Efeseni 6:4. La vremea și timpul fiecărei etape, iată cuvintele apostolului: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci
creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. De la ce vârstă intră pe rol această poruncă? În mod special la vârsta la care mânia nu se accentuează. Un copil mic, așa cum zice tot apostolul, are o minte de copil. Nu va purta supărare. Copilul mic va strânge în brațe pe mama și o va săruta la 5 minute după ce a primit bătaie. Ea bate pe unul de 18 ani. Să vezi cât îi trebuie până te îmbrățișează din inimă, ca și copilul mic. Este o diferență. De aceea, la vârsta aceasta se impune ca părinții să fie foarte categorici și să învețe pe copil ascultarea. Trebuie să luăm modelul lui Dumnezeu. El a așezat pomul cunoștinței binelui și răului în mijlocul grădinii. De ce n-a făcut un gard ca Adam și Eva să n-ajungă acolo? Uneori, ca părinți, încercăm să îi ferim pe copii de rău, fără să învățăm ceea ce este rău și fără să-i putem controla să asculte. Până ei mici îi putem feri. Spuneam chiar recent cuiva despre un copilaș care se trudea să deschidă ușa fiindcă nu vrea să stea în cameră și să plece afară. Și am zis, acum poți să-i satisfaci dorința, că poate vrea să meargă doar până în hol sau până în curte. Dar când va fi mai mare, va vrea să deschidă ușa când își dorește și să se ducă nu până în curte, până unde îl apucă pe el, pasiunile. Dacă acum n-ai putut impune să nu iasă când nu-i nevoie să iasă, mai târziu poți să-și încui ușa, va pleca pe geam. Într-un trib african, un tată a găsit un pui de tigru și l-a adus acasă la băieți să se joace. Băieții își doresc asta. Fetițele mai degrabă păpuși, băieții vreun cățeluș, dacă e un tigru, mai grozav. Șeful tribului a aflat și i-a spus să-i dea drumul în pădure, fiindcă este periculos. Tatăl copilului a spus, dar cum? Îi plânge copilul. Dar așa îi deplace că el se joacă. Șeful tribului, fiindcă respectivul nu vrea să asculte, se încăpățâna, a făcut o ședință în vatra satului și l-a ținut la toți o prelegere cu titlul Tigrii mici se fac mari și tigrii mari ucid oameni. Dacă aceste noțiuni nu pot fi implementate până copiii sunt mici, apoi riscurile sunt mult mai mari. Cred că de aceea Dumnezeu a vorbit despre Avram într-un mod pozitiv, așa cum scrie în Genesa 18:19, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească, deci iată noțiunea de autoritate, fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, respectul față de cele sfinte, făcând ce este drept și bine, vedeți noțiunea de bine, în opoziție cu răul, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram și i-a făgăduit. Trebuie să înțelegem că și copiii noștri trebuiesc educați, formați. Ei sunt alcătuiți precum este un computer, cu cele două părți, hard și soft. Adică un copil are mintea, capacitatea de a asimila, învăța, dar îi lipsesc programele și includerea de informații. Depinde ce programe vom introduce în mintea copilului nostru. Hardul îl au, dar noțiunile de soft sunt cele pe care noi le introducem. Învățătura este ceea ce noi implementăm în viața lor. De aceea Domnul Iisus Hristos, având în vedere deschiderea copiilor pentru educație, vorbea, citesc din Matei 18, de la versetul 2 la 3. Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și a zis, adevărat vă spun că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De ce? Fiindcă este nevoie să ne fie schimbate programele și
informațiile, datele ce le deținem și să învățăm totul când venim la Domnul. Asta se poate în plan spiritual. Dar o asemenea naștere din nou poate să facă numai Dumnezeu. Însă, un copil care a fost format într-un anume fel și după ce se va pocăi, va purta amprenta educației lui și truda de a fi născut din nou este mult mai mare dacă s-a format greșit. Este ca și un computer virusat și plin de filme și de alte date vinovate, până le radiezi pe toate și introduci altele. Este o trudă. Și Dumnezeu vrea să se ocupe de copiii noștri prin noi ca părinți, încercând să-i pregătim pentru Domnul. Vom avea într-una din lecțiile viitoare responsabilitatea părinților pentru mântuirea copiilor. Dar acum ne ocupăm doar de nevoia de a fi educați, pentru că și copilul, când vine pe lume, nu știe nici să umble, nici să mănânce, nici să scrie, nici să citească, nici să înjure, nici să binecuvinteze. El nu știe să vorbească nici politicos, nici nepoliticos. Toate astea parvin mai întâi prin educația ce părinții o dau în primii ani. De aceea este nevoie să ne implicăm în educația copiilor în toate domeniile vieții. Să învățăm și să-i formăm în ceea ce le place și în ceea ce nu le place. Treptat, orizontul copiilor se mărește și e nevoie de introducerea de noi discipline de studiu și practic. Este ca și la școală, dacă vreți. Pe clasa întâi, abecedar, puțină matematică, apoi apar noi discipline. Învață despre mediul înconjurător, geografie, istorie, noțiuni abstracte sau de altă natură, mai aprofundate. Este important să ținem cont de ce zice înțeleptul în Proverbe 22:6 cu referire la perioada aceasta. Și cred că aici se includ toate domeniile. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, adică învață-l de tot ce are nevoie, ce trebuie să urmeze. Va trebui să muncească? Învață-l să muncească. Va trebui să vorbească într-un mod corespunzător? Trudește-te cu asta. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Adică îi va fi mai ușor, va fi o predeterminare. Pentru că este foarte importantă perioada aceasta. Avem o expresie interesantă în Osea, capitolul 11, versetul 3, partea 1, unde Domnul vorbește despre Israel, dar noi putem lua imaginea aceasta în planul familiei. Și totuși, eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe. În perioada când un copil se învață să meargă, mai e nevoie și să fie portat în brațe. Adică în perioada când implementăm aceste noțiuni în ei, să nu ne așteptăm să le știe de la început. Îl înveți să meargă și iată să le iei în brațe, adică să se sprijine pe picioarele tale și pe mâinile tale. Dar iată să-l pui jos și să meargă. Pentru că întotdeauna învățarea presupune un efort extins. Pe măsură ce copiii sunt învățați și orizontul lor se mărește, trebuie să îi responsabilizăm într-un mod stimulatoriu, adică să le dăm anumite lucruri de făcut și chiar să-i răsplătim pentru efortul și munca lor. Și asta într-un mod disciplinat, pentru că va abilita copiii și va asigura familiei un cadru propice vieții. De exemplu, un copilaș care este învățat să facă și el curățenie, asta va crea un mediu bun în familie. Dar dacă el știe numai să le ia de la loc și să nu le mai pună la loc, atunci posibil așa se va forma. Chiar spunea cineva, zice, eu îmi place să fac mâncare. Și altă adăuga, da, face mâncare bună, dar când lucrează, toate le mută de la loc și niciodată nu le mai aranjează. Pentru că n-a fost învățat și să debaraseze după masă, să le pună toate la locul lor. Aici văd potrivite cuvintele Domnului din Luca 16,
versetele 10 și 11. Cine este credincios în cele mai mici lucruri? Un copilaș. Este credincios și în cele mari, adică pe măsură ce va crește. Cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Vorba românului, cine azi fură un ou, mâine fură un bou. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, dacă copiii nu sunt învățați să lucreze cu ale părinților mai întâi, cine vă va încredința adevăratele bogății? Cum le veți dobândi pe ale voastre? Este indicat de mici să-i punem să muncească. Poate uneori va încurca fetița pe mama când va vrea și ea să introducă mâinile în aluat. Dar cu vremea o să facă și ea cozonac. Poate băiatul va pierde vreunile din sculele tatălui și trebuie să caute după șurubelnițe. Dar mai apoi va ști cel puțin să demonteze el și tata doar să repare ceea ce ține de un lucru mai calificat. Dar dacă nu o să dea telefon la tata să-i repare zarul de la ușă după ce se însoară. Pentru că n-a fost învățat cu cele mici, cât încă este mic și știți câtă energie au copiii. Că ei oricum lucrează, dar muncesc uneori cu zor, cu spor. Eu mi-amintesc de perioada când copiii noștri erau mici, dacă era liniște peste tot, sigur munceau ceva grozav. Trebuie să îi responsabilizăm într-un mod disciplinat, adică ai făcut munca aceasta, meriți să fii răsplătit, te poți juca, ai un timp de odihnă. N-ai făcut-o, atunci nu poți să te răsplătești pentru neascultare. Dar pentru ca să putem ajuta copiii noștri și să ne ajutăm și pe noi și să ne putem bucura de ei, sunt câteva proceduri de formare, de modelare. Este nevoie de învățare, instruire, disciplinare. Astfel, educația trebuie să se formeze prin condiții și scop. Nu putem doar să le cerem copiilor ceea ce ei nu înțeleg, sau și mai grav, să le pretindem lor ceea ce noi nu facem. Fii onest. Nu pretinde copiilor tăi să-și pună hainele la loc și toate să-și le rearanjeze dacă tu ești împrăștiat. Ei chiar au o predispoziție genetică, în primul rând, să semene cu tine. Deci, luptă-te tu mai întâi să fii ceea ce se cuvine. Nu poți să cer copiilor tăi să nu iau unele lucruri care nu le aparțin dacă ei vor sesiza că tu nu ești drept. Ți-ai permis să duci lucruri de la servici sau să nu mai restitui lucruri înapoi. Ei nu vor învăța să respecte dreptul de proprietate decât în măsura în care se vede în casă că se respectă acest drept. Adică ei trebuie să vadă fiecare ce autoritate are. Tata este în poziția de cap al familiei, mama are rolul și locul ei, ăștia sunt frații mei mai mari, sertarele lor, cărțile lor, poate unul este la servici, are anumite acte. Toate astea îi vor face cu vremea spre copii să înțeleagă autoritatea și respectul și îi vor ajuta în relația lor cu Dumnezeu. Pentru că respectul este rădăcina ascultării. Gândiți-vă, vă rog, că porunca a cincea este formulată uneori ascultă-ți părinții, alteori cinstește-ți părinții. Care e diferența? Respectul are ascultare în sine. Dar când nu vezi locul cuiva, nici nu găsești resursele ca să te supui. De exemplu, vezi pe un om, îți pare îmbrăcat, obișnuit, treci liniștit pe lângă el. Dacă îți dai seama că este o autoritate, deja dintr-o dată ai un salut, un respect, o teamă. Iată un pasaj potrivit în Cartea Deuteronom, capitolul 6, versetele 1 la 7. Iată poruncile, legile și îndurile pe care a poruncit Domnul Dumnezeu vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care veți lua în stăpânire. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale aceste porunci, tu, fiul tău, fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai multe zile.
Ascultă-le, dar Israel, și caută să le împlinești ca să fie fericiți, să vă mulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeu părinților tăi când a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israel, deci iată respectul. Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn, adică singurul stăpân, și din respect se naște ascultare. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, și poruncile acestea pe care ți le dau să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Dar dacă nu le ai în inima ta, nici n-ai putere să le întipărești în mintea copiilor tăi. Copiii se vă temeți de Domnul și tu nu te temi de Domnul. Dar un părinte credincios are toate șansele să aibă un cadru al ascultării. O mamă care își respectă soțul și vorbește frumos cu el. Doi părinți care nu strigă unul la celălalt. Pot să crească niște copii fără să fie strigare, că știți, Duhul Sfânt se întristează. Dacă noi strigăm, dacă există amărăciune. Copiii sunt foarte atenți la tot ceea ce se întâmplă. De aceea spunea un tată, repeta expresia aceasta, trebuie să fiu foarte atent când sunt acasă, fiindcă sunt urmărit de un puști. Adică băiatul bagă de seamă după mine tot ce fac. Zici că mă filmează și nu-mi pot permite să spun ceva sau să fac ceva nepotrivit. E tot cu ochii pe mine. Sau și dacă se uită la jucării, urechile tot sunt disponibile să înregistreze tot ceea ce se întâmplă. În acest cadru este necesar să perseverăm prin repetiție stimulativă, adică să faci așa mâine, să-i înveți și iar să le spui. Și disciplina este foarte eficientă în primii ani, în perioada formării și a conceptualizării lucrurilor. Iată ce scrie în continuare aici, în Deuteronom 6, de la versetul 7, despre repetiție. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le leși ca un semn de aducere aminte la mâini, să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale, în primul rând pentru copii. Nu degeaba se spune, repetiția este mama învățătorii. Dumnezeu le-a spus foarte clar, repetă-le. Iată de ce mulți copii și tineri de-ai noștri știu doar versuri de cântări, fiindcă mulți asta fac doar, ascultă muzică. Merge un radio sau un alt aparat, non-stop. Și știu și ei câteva strofe. Cred că e mult mai indicat să punem o audiție a Scripturii sau unele poezii. Îmi spunea un părinte care era un copilaș ceva mai greu de minte, fiindcă îi plăcea o poezie și tot au pus-o în mod repetat, fără să-i ceară nimeni să o învețe. L-a auzit repetând versurile din poezie, pentru că se imprimă să le întipărești, sau cu alte cuvinte să le tipărești. Dar trebuie să apeși cât o tastă de enorm, până când se fixează litera sau cuvântul acela, conceptul în mintea copilului. Iată ce zice și înțeleptul în Proverbe 22, versetul 15, în această idee. Nebunia este legată de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. Ce înseamnă certare? Să-i tot spui, băiete, nu este bine așa. Eu te-am învățat cum să faci. Pentru că întâi trebuie să-l înveți bine și apoi să-i spui ce a comis rău. Și mâine ar trebui să-l cerți. Nuiaua certării. Știți, când un om bate, dă nuiele una după alta. Certarea înseamnă să tot repeți. Ca și cum ai da cu nuiaua în mod repetat, până când copilul își dă seama, am greșit. Dar pentru asta trebuie calmitate și multă dăruire. Iată ce scrie și în Evrei, capitolul 12, despre formare și disciplină. Spun doar puțin despre disciplină, fiindcă vom avea o lecție în viitor legat de subiectul acesta. Versetul 5, în continuare, și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește
pe cine îl iubește și bate cu noiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, deci așa în mod normal trebuie să ne comportăm cu copiii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Adică ce copil, or fi genii, dar noi vorbim despre regula generală, este atât de sfânt încât nu-i nevoie nici să-l cer, nici să-l pedepsești. Care-i îngerul acela sosit în casa noastră? Sunt copii cu minți, dar și David a fost credincios. Știți ce ascultător de părinți și totuși se roagă, Doamne, iartă în greșelile făcute la tinerețe. Pe cele din copilărie poate nu le mai ținu minte. În continuare scrie despre raportul părinți-copii în atitudinea de disciplină, versetul 9, dacă părinții trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, versetul 10, că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Deci, în dorința părintelui de a fi bine, e necesar să recurgă și la certare sau, în ultimă instanță, la disciplinare. Citeam într-o carte de educație a copiilor, a fraților menoniți, că mai multe familii care nu știau cum să se comporte cu copiii, cereau ajutor la unii consilieri în educație și după ce îi învățau cum trebuie să repete cu un copil și să imprime nevoia de ascultare. De exemplu, în timp ce două mămici discutau, un copilaș a luat o jucărie și a început să-și lovească mama peste mână și să râdă pe seama aceasta. Mama, care era needucată, i-a spus, dar nu bate pe mama că o doare. Și băiatul zâmbea mai tare, că pe un copil de 2 ani nu-l interesează prea mult durerile mamei. Atunci, sora educatoare, să o numim așa, i-a spus mamei, dacă nu te ascultă când îi vorbești, este necesar să-l faci să înțeleagă prin însăși fenomenul la care el participă. Ia și tu, uite o jucărie și îi dai și tu înapoi peste mânuța lui, cu aceeași intensitate sau chiar mai accentuată față de cum lovește el. S-a uitat copilul și a dat seama că cine a instruit-o și după ce a mai lovit puțin în mama, a lovit în sora cealaltă. La rândul ei a luat și ea un obiect și răspundea înapoi și între timp îi spunea, vezi, mă doare pe mine, te doare pe tine, tu acum ar trebui să te joci pe mine cu mama să mă lași să discut. Și la un moment dat, când copilului nu i-au mai ajutat puterile să facă față, a renunțat, dar supărat, a aruncat jucăria cât colo. Mama și cu cealaltă soră au luat-o, au pus-o la locul ei și a spus, băiete, trebuie să o iei de acolo, ori te joci cu ea, ori aranjezi. Altfel, știi ce ai pățit? Noi vom fi nevoie iară să recurgem la disciplină. Și nu mai știu exact dacă pedepsit sau nepedepsit, copilul a luat-o. Și sora aceea a zis, dar nu suntem siguri dacă a înțeles lecția acestei zile. Acum îl vom trimite în camera cealaltă și vom da acolo ceva de făcut. Dacă face, îl răsplătim pentru asta. Dacă nu, vom insista până face sau îl vom pedepsi până când va fi nevoit să facă. Și după câteva lecții repetate și azi și mâine, dirigenție și iar dirigenție, copilul acela a învățat niște noțiuni. Și mama lui a spus, mi-este mult mai ușor. Zicea ea, n-am știut, nu mi-am dat seama. Deci efectiv sunt câteva principii prin care trebuie să putem înfrânge natura păcătoasă, eul pornit la rău și prin nuiaua certării, prin învățare, prin disciplinare repetată. De aceea cred că și copiii nu cresc repede mare, ca să avem vreme să-i învățăm. Dacă ar crește într-un an de zile, ar pieri societatea. Dar 20 de ani uneori nu sunt suficienți, pentru că poate nu folosim timpul într-un mod înțelept să-i putem crește. Dar în același timp nu vreau să las impresia că educația este un fel de armată, pentru că educația este un har, nu o pedeapsă. De aceea trebuie să folosim unele metode eficiente, plăcute. De exemplu, timpul petrecut împreună cu copiii și chiar joaca împreună cu ei poate avea un efect constructiv, formativ. Astfel se nasc în mintea copilului diferite idei, îl învață despre persoana sa, despre părinți, despre casă, despre natură, despre Dumnezeu
Știți ce a spus prietenul acela care a ezitat să se scoale, să-i dea pâini unui prieten venit? Copiii mei sunt cu mine în pat. Cu alte cuvinte, a avut în seara aceea o părtășie cu copiii și când s-a culcat el, s-au culcat și copiii, nu știu ce vârstă aveau. Pentru că eu cred și-a făcut timp de ei, s-a ocupat de ei. O imagine asemănătoare este în Cartea Genesa, capitolul 33, versetul 14, când Esau îi propune lui Iacov să meargă înainte și el se justifică pentru rămânerea în urmă cu cuvintele: Domnul meu să ia înaintea robului său și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma care va merge înaintea mea și la pas cu copiii, până voi ajunge la Domnul meu în Seir. Un om pășește repede, dacă e matur și sănătos. Dar ca să mergi cu copilașul, trebuie să faci încet. Dar acest timp petrecut împreună cu ei este o binecuvântare. Este necesar să ne jucăm uneori cu copiii. Pentru copii, jocurile sunt foarte serioase. Dacă ei se joacă că își construiesc o casă, dacă ar ști și asta, ar și merge la primărie să o registreze la oficiul necesar. De aceea nu trebuie să-i disprețuim, zice Apostolul 1 Corinteni 14 cu 20, nu fiți copii la minte, ci la răutate. Adică să-i judecăm după mintea lor. V-am mai spus că eu am fost unul din copiii care am iubit foarte mult joaca și mereu îi spuneam la tata și la mama că eu o să mă joc și când o să fiu mare. Pentru că asta gândea mintea mea de copil. Și eram foarte serios în ceea ce spuneam. Printre altele mă jucam că am câțiva băieți. S-a adeverit, acum nu mai joacă. Scriptura spune în Zaharia 8:5 că pe ulițele cetății se vor juca băieți, fete, evident asta într-un mediu sfânt, că dacă acum îi lăsăm pe ulițele cetății într-un mediu păcătos este periculos. Dar socotind că în Israel era o țară sfântă, imaginați-vă un parc unde sunt părinți și copii credincioși cu niște jocuri sănătoase, practice, este ceva binevenit. Nu putem să pretindem copiilor noștri să nu se joace. Ba încă dimpotrivă, coborându-ne pentru puțin la mintea lor, dar cu mintea noastră, îi vom ajuta să ajungă și ei la mintea noastră. Atenție aici la unele curiozități sexuale, de exemplu. Cum spunea un băiețaș de grădiniță, zice, pe mama o recunosc, știu cum și de ce, dar rolul de tată nu-l pricep. De ce trebuie să spun eu ție tată? Doar așa pentru că sunt la tine acasă? În acest context, nu cred că putem să facem greșeala a ceea ce se întâmplă în societate și chiar să-i păzim și trebuie să ne pregătim și să abuzăm de mintea copilărească învățându-i lucruri de oameni mari. Trebuie doar să le spunem că sunt o făptură minunată și de ce sunt băieții altfel și fetițele altfel. E valabil Psalmul 139 pentru băieți și pentru fetițe. Sunt o făptură minunată. Cu vremea vor pricepe și ceea ce ar pricepe mai târziu. Vândem de asemenea feriții pe copiii încă de mici de jocurile de hazard, de noroc. Nu e nimic de noroc și ține totul de binecuvântare și de ascultare. Cred că se impune un orar înțelept. Muncă, somn, odihnă, joacă. Scriptura cere, în mod special slujitorilor, să îndeplinească aceste condiții, 1 Timotei 3 cu 4 și 5, să-și cârmuiască bine casa. Să-și țină copiii cu toată supunerea, adică să aibă un orar bun. Cum în unii localități, în mod special la țară, când vreau să pun un om în slujbă, se duceau la el acasă. Să vadă cum arată gospodăria, ce sunt în stare copiii să facă, cum se descurcă nevasta, dar mai pe larg despre rolul bărbatului și al femeii, sau mai exact al tatălui și mamei, în lecția următoare. Acum încheiem cu două mențiuni. Copiii nu doar că trebuie să fie învățați. Noi avem un avantaj ca părinți. Copiii doresc să fie învățați. Știți câte întrebări pun copiii?
Și câte dori să facă. Ei ne ajută să învățăm pentru că sunt predispuși la aceasta. Imaginați-vă ce ar însemna să ne învățăm copiii dacă ei n-ar avea niciun chef să învețe. Dumnezeu ne pregătește pe noi ca părinți și pe ei ca și copii. De aceea scrie în Deuteronom 6:20, argumentez cele spuse, când fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care le-a dat Domnul Dumnezeu nostru, să răspunzi fiului tău. Deci răspunde provocării copilului de a fi învățat. Folosește timpul când el este dispus, când întreabă. De aceea Domnul spunea să fim atenți, zice în Matei 18:6, să nu-i faceți pe acești micuți să păcătuiască. Și îi putem face să păcătuiască, nerăspunzând nevoilor lor și neînvățându-i. Dar țineți cont, asta în ultimul rând, și ca principiul cu mare sonoritate, educă-ți copiii așa cum și educă Dumnezeu, prin instruire și disciplinare. Deuteronom, capitolul 8. Uneori în dragostea noastră de părinți și ținând cont de dorințele copiilor, i-am crește pe puf și palme. Dumnezeu așa ne crește pe noi? Ne poartă pe aripi de vulturi, dar ne lasă să atingem și spinii. Educă-ți copiii cum îi educă Dumnezeu. Zice aici, să păziți, să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă mulțiți, să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că va da părinților voștri. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeu tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească, să te încerce, să-ți cunoască pornirile, să vadă dacă ai să păzi sau nu poruncii lui, astfel. Te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai, nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe. Cum? Așa învață Dumnezeu, lăsându-i să suferi, da. Copiii care nu sunt învățați cu greul, cu disciplina, niciodată nu vom scoate oameni din ei. Dumnezeu ne formează în condiții în care ar vrea și noi să învățăm copiii. În același timp, zice aici, haina nu s-a învechit de pe tine, nu ți s-au umflat picioarele, adică îngrijim de copii, cum și Dumnezeu îngrijește de noi, dar ne luptăm să fie formați după modelul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne, amin.